G2A, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 17 pe Barbă Neagră. Suntem pe Sandy Bay cu Alin și cu Robert. Deja asta face parte din intro-ul de fiecare dată când intrăm pe Farming Simulator. Suntem cu fendul nostru Portocaliuț, iar Robert nu a văzut, ia, nu mi-i înșelă semănătoare. Lui Robert nu-i place să are și pentru a ne scurta de ani... Pentru a ne curma suferința, am luat acest all-rounder. Este vorba despre un plug care l-am modificat și eu puțin. Costă 80.000 de euro acum. E normal, cam și mod costă undeva la 120 sau ceva și mie. Mi s-a părut absolut absurd să dai 120.000 sau că Dumnezeu a fost pe un singur plug. Adică e absurd, e absurd lucrul ăsta. Are 14,5 metri lățime. Cel mai mare plug din joc are 6, iar ăsta are 14. Dublu și încă ceva. Haideți să-l vedeți și în acțiune. No, uite-te la frumusețea asta de plug. Stați, stați încă o dată. Ia uite, tati, ia uite, unfold de două ori. A? Ia uite, nene. Vai de viața noastră, ia uite aici plug. Ia uite, tati, plug aici. Dai să-l trag în poză, să avem aici la thumbnail. Bă, prea mare, frate. Prea mare și frumos. Dita mai plugul, dita mai plugul. Cred că o să e o, de asta, un cultivator care a fost modificat. Cu siguranță asta e modul. Dar hei, funcționează ca și plug, așa că eu îl voi folosi ca și plug. Avem acilișa, o grămadă de făcut. Sper că nu fac pe lateral. Nu, nu fac pe lateral. O să trebuiască să arăm pe toate trenurile, iar Robert mi se pare că vinde. Dacă ne uităm în stânga sus, vedem că e cu zetorul. Îi place mult zetorul ăla micuț pe care îl avem acum pe post de telehandler la animale. Și o să vândă niște canola. Nu, nu avem un preț excelent la canola în momentul de față. Avem undeva la un... ia să dăm noi pe H aici ca să vă arăt. 1400, a fost și 1700, dar hei, măcar are ceva de făcut și noi scoatem un buget și e ok, e și realistic pentru că nu tot timpul scoatem în realitate cei mai mulți bani, da? Bun, silage-ul este 461 de euro, dar scade, which sucks. Dar, la 461 am putea să mai vindem o lecușe. Am reușit să dăm cu plugul și să arăm pe toate terenurile și acum terenurile noastre ar trebui să arate mult, mult mai bine și să ne dea acilișa un maxim de cantitate la cereale. Avem 8, 11, 13 și 14. Dacă închidem, o să vedeți că nu sunt roșii, ceea ce e absolut superb. Acum, îl avem pe Juno ăsta care nu știu de ce a intrat aici, a și stricat. A și stricat o remorcă de asta de paie. Nu știu ce se întâmplă cu Juno noștri. E prima dată cel de la oi a nebunit, iar acum ăsta. E ceva cu Juno, se întâmplă ceva, nu știu ce, dar ceva nu e în regulă. Ăsta parcă era la undeva... păi minus 36 de grade, ăsta s-a resetat. Ok, asta nu e în regulă. Știi ce s-o fi resetat? Normal trebuie să fie pe undeva pe la 1400 ăsta. Și dacă îl dăm acum 1400, cam așa, acum ar trebui să fie... E perfect. Se resetase. Nu știu de ce. S-a mai întâmplat chestia asta până acum, chiar nu am idee. Stăm acum să vedem. Uite, și acum se oprește aici. Știi ce? Măresc unghiul. O să-l măresc un pic. Hai să-l punem la 1764. Sună a un an bun. Gata. Acum ar trebui să vină, dacă calculele mele sunt corecte, fix până aici. Uite aici. Nu știu, cât am zis? Undeva la... 1876, ceva de genul. Undeva la 1876. Aha, și s-a oprit tot aici. Ha, deci nu se duce mai încolo. Dișuie. Sunt curios dacă se muce și în partea asta. Stăm puțin să vedem care e treaba. Până una alta vă anunț că Robert a testat zetorul cărând 30 de tone de canola, pentru că a vândut puțină canola. Și când zic puțină, mă refer la puțină aproape jumătate, că doar atâta ne-a ținut prețul. Și aparent zetorul s-a descurcat absolut de minune. Ăsta ar mai merge, zici, se oprește fix, crezi, zice, da, chiar și mai mult. Hai să-l punem, vino încoace, mă duc la mijloc. Așa, și acum hai să-l punem și pe ăsta, îl punem la 2400. Uite așa, îi dăm un H, iar acum e la 2400.
400 acum. Acum ar trebui să fie în regulă. Sper. Calculând traiectoria, velocitatea, viteza și timp, iar trebuie să se oprească undeva pe aici. Nu știu foarte ciudat cu gradele astea, că cum pot să măsori distanța în grade, da, în fine. Și asta tot aici se oprește. Nu? No? Tot aici, uimitor. Asta e ciudat. Asta e ciudat. În fine, hai să ne teleportăm la noi, ușurel. Unde e și mai tractorele? În portocaliu nostru vreau. Nu în ăsta, nici în ăsta. Ia uite mă, zitorul vine de la treabă, ești nebun? Ia uite mă, zitorul, mă. Pac, 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 pac. A, eu vreau în ăsta să-l duc. Aline, voi returna plugurile acum. Returnăm plugurile, pentru că deja ne-am făcut treaba cu ele și le mai închiriem data viitoare când trebuie să facem chestia asta, eventual că sunt închiriate, până când ne vom permite să le cumpărăm. Vom cumpăra unul prima dată și pe aia două, dar o să facem upgrade la cele pe care deja le avem. Dăm la garaj, dăm la închiriate și vedem aici tot ce avem închiriat. Pac, return. Așa, mai avem altceva ce putem să returnăm? Stai așa. Garajem, bam, bam, bum, bum. Astea sunt închiriate. Nu am niciun plug închiriat, dar mergem, am putea să mergem să vindem un plug. Să-l returnăm la magazin și să ne dea și bani pe el. Pentru că nu ne mai trebuie, măi, nu ne mai trebuie așa ceva. Unde e celălalt plug? Avem un plug pe aici, pe undeva. Mai avem noi un plug? Sau nu? Bă, noi avem un plug. Plug, 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 plug. Nu, nu mai avem niciun plug. Nada. Nici măcar unul. Hai să luăm tractorul ăsta să-l parcăm unde trebuie. Noi acum asemănăm. Asta facem. Avem două semănători puse. Ia stai să ne uităm în stânga sus. Aline e cu un fend. Fertilizer, Robert e cu un fend. Ok, bun. Văd că nimeni nu s-a dus la zetor. Mă voi teleporta eu un zetor și îl ducem acasă. Uite așa. Uite mă că urcă. 8% într-adevăr, dar hei, urcă. Tot cu 9%, e? Da? E o schimbare. Oricum zitorul ăsta, bă, dă roțile puțin în gol sau mi se pare mie? Cred că mi se pare. Cred eu că mi se pare. Zitorul ăsta s-a dovedit a fi o investiție foarte bună și chiar și de la volan, dacă aveți volan și conduceți cu așa ceva, foarte, foarte tare. Pentru că vezi în lateral lucruri pe care eu le ador la tractoare. Nu-mi place când sunt acolo lipit cu ecranul fix de parbriz și nu am vizibilitate în stânga și în dreapta. Așa, dacă mă uit în față, putem să vedem și ușile și din stânga și din dreapta, ceea ce e absolut superb. O chestie care vreau să vă înștiințez, de care m-a înștiințat și pe mine Alin, e aceea că există un mod cu direcție de mouse, puteți să-l căutați pe site-urile de moduri. Și acel e de fapt un script, așa că îl căutați la categoria de scripturi, care vă permite să faceți, să mergeți și să luați direcția cu mouse-ul. Dar nu este ca acela din FS15 cu care suntem toți obișnuiți. Este unul mult mai polișat și detectează chiar și dacă vrei să iei curba mai repede sau mai încet, în funcție de cum miști mouse-ul. E mult mai sensibil și mult mai complex scriptul, vi-l sugerez. Pentru că e chiar foarte, foarte tare și noi am jucat cu el, iar motivul pentru care nu jucăm cu el e acela că nu merge pe multiplayer. Atunci când îl pui pe multiplayer, îți cauzează un lag fenomenal dacă te urci în vehicul și pur și simplu pentru noi nu se merită chestia asta. Dar dacă stai single player, uite, o să caut să văd dacă găsesc link-ul și o să vă pun link-ul în descriere. Pentru cei interesați, trageți un ochi în descriere dacă e acolo. Dacă nu, căutați-l pe site-uri de moduri. E chiar bine făcut. Surprinzător chiar, dar e bine făcut. Nu știu unde să pun remorca asta. Cred că o să o punem la noi acolo. Mamă, nici nu văd zetorul la cât e de mic aici. Cred că tot de la volan. Am condus zetorul cu scriptul ăsta și a fost foarte, foarte frumos. Foarte frumos. O să-l bag aici unde avem noi cu alea așa. Perfect. Unde e și portocalia tot acolo. Hai să punem pe partea cealaltă chiar. Asta are direcție pe spate? Nu, asta n-a, Fortuna n-are, dar cealaltă are direcție pe spate, din câte știu eu. Hai să lăsăm aici. Zetorul nostru, cel de toate zilele, bun la orice. Băi, o pisică, ia uite-mă! Tot o alergai pe aici. Ia, hai să o urmărim o leacă, să vedem unde se duce. Se duce până în partea cealaltă a fermei. Uite-o pe ei, nu mai văd.
Asta traversează. Am văzut o traversă foarte, foarte repede. Ia uite-o pe... De fapt, are, nu știu... Circuitul ei de animație. Ia tași că acum sau... Acum... What the fuck? The floating cat. Pisica plutitoare, măi. N-are ea treabă, frate. Ia uite, zici că e aia din Alice în Țara Minunilor. Are fața aia. Deci am văzut-o, vine din partea cealaltă a fermei și traversează strada foarte repede. Deci am alergat după aia, dar n-am prins, n-am putut să o prind. Bănuiesc că... Ha, să fie oare gen pisica neagră să taie calea? Mă gândesc eu că e ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. O să stau aici, vedem dacă mai vedem. Hai să ne uităm puțin tele, să vedem ce avem pe aici prin zonă. Alin și Robert seamănă. Așa, 11 și 8 este nesemănat. Avem de data asta pus, ce au pus băieții? Au pus soybeans. Ok, deci băgăm tot soia. Avem la dispoziție 159 de mii de euro. Vreau să văd cât costă Terano 5. Terano 5 nu este cel mai mare. Sunt de acord cu voi, dar este totuși. Wow, 364. Asta e că pe harta asta costă totul atât de mult, atât de fucking mult, dar n-ai văzut. Ei, wow, wow. Hai să mai luăm ouă. Hai să le luăm pe toate. Haide să le luăm pe toate. Așa. Ca să nu mai pierdem vremea, hai să ne uităm alea că noi, care-i statusul animale și dacă mai au nevoie de ceva. Știu că data trecută noi cam le-am dat tot ce trebuia. Le mai trebuie niște straw, niște paie la vaci, în rest toată lumea e bună și frumoasă. Le-a apărut și lor pe ecran cum că eu strâng. Trebuia un porc să aveți și bacon. Da. Ăsta se duce până unde trebuie, cred că da, nu? Da, cred că se duce până unde trebuie. Vreau și o zetoro. Vreau zetoro. Ia uite la aici, gata, hai că noi mai teleportăm. Bum! Și cu zetoro vom merge frumoșel. Știi ce? Greutatea asta prin spate, pe spate, cred că o să mă încurce o leacă. Așa că o să o las, uite, cu alea. O să o lăsăm cumva la un unghi, uite așa. Bum! Ia dacia greutate! Ia dacia mai greutate! Și mergem, facem aici o întoarcere. 80 de grade, dând fix, fix în ziduleț și mergem să punem niște paie la împrăștiat. Paiele se duc foarte rapid din câte am văzut. Extrem de rapid chiar. Nu mai e o pisică aia pe aici. Bă, am văzut eu trecând așa de la stânga la dreapta, ești nebun. Bă, eram conștient de ea, dar nu că ajunge până în ferma cealaltă. Și aleargă ca nebuna pe acolo, Jesus. Canăluca, Canăluca. Unde este furca? Uite aici. Furca de la Black Sheep Molding. Dăm un Q. Perfectos. O să punem jos un pic. Și unde e mai? Da, și avem niște... Unde e remorca aia? Că nu mai văd. Where the hell? E pe part... E înăuntru? O să ceva cu roșu pe acolo. Da, așa că o fi pe partea cealaltă. O fi pe aici. Aici, aha, uite acolo pe rămorcă, gata, 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 am văzut-o. Hai să luăm baloți de aici, o să iau pe ăștia. Nu, hai să luăm, 4, să ne băgăm la 4, hai să ne băgăm la 4. De ce nu? De ce nu? Dacă putem, ia stai, dăm un X. X era? Da, X era, hai că am citit bine. Și acum o să-l iau pe ăsta, o să iau turnul ăsta din partea asta. De la margine. Îi dăm un X. Merge? Merge. Uite, le ia din greutate. Nu le ia din greutate. Uite, la mine merge. La mine zetorul nu poate ridica 4 baloți. Chestia e că asta de la Black Sheep Molding, adică furca, ar fi trebuit să anuleze greutatea. Eu nu am, din păcate, greutatea la mine. Și acum îmi blestem zilele că era bine să o am. Dar din păcate nu o am. Și în cazul ăsta voi merge până la remorcă. Asta înseamnă că e dezactivată opțiunea cu greutatea. Cum adică? Vezi la furca. Da! Am posibilitatea asta. Uite că de asta nu eram... conștient. Unlock, enable IC, cruise control,
Nu e, mă. Activate cruise control. Enable IC unlock. Nope. N-am nimic. Bă, sunt eu orb, eu nu văd nimic aici. Mă rog, hai să mergem așa, poate reușim cu Q cu Vice să o ridicăm. Dacă nu, pot să iau pe aici? Stai că am căzut. Cine a deschis poarta asta? Cine a închis-o? Stai așa că vreau să o deschid. Deschide poarta! Deschid-o. O să mergem să luăm greutatea aia, că nu am cum să le ridic. Adică chiar dacă reușesc eu să-i transport, nu am cum să ridic baloții. Și asta e o reală problemă. Ia uite, drifting! Drifting, bitches! Drifting! Ia uite ea! Ia uite ea ce face mea. Funny shit, man, funny shit. Oho! Ia. Uite așa. Pe o roată. Dar dacă o pun mai așa... Oh, nice! Ah, ce-ai făcut, mă, nene, mă, mi-a stricat acolo toată treaba. Stai așa să o refacem. Punem așa. Pac. Hai să mai încercăm o dată. Bum. Ala e. Să conteze cum o iei? Nu cred. Oare? M-am ridicat pe o roată, ești nebun! Wow, ok. Ok. Conta o leacă unghiul. Deci contează unghiul. Și odată trecută nu am lipit paiele așa. Eu le-am luat la un alt unghi și greutatea a fost altfel. Aha! Deci s-ar putea ca acest atașament frontal să nu neutralizeze greutatea, ci să o schimbe într-un fel în funcție de ce unghi folosești tu atunci când cuplezi baloții. Aha. Ar trebui să facem orice problemă cu adevărat. Trebuie să poată fi reprodusă. Ia ca ce-am făcut. Stai așa. O să apăsăm un X și eu data trecută l-am luat la un unghi. Adică așa, aici am apăsat X și l-am luat și acum nu mai pot să-l mai iau. Aha, vedeți? Deci eu l-am legat aici, dar nu întru totul. Și dacă, de exemplu, pun asta dreaptă, adică așa, și iau cum ar trebui să iau, dau pe loc și acum poate să ridice. Bă, ce chestie ciudată! N-ai să țineți și voi cont de chestia asta dacă e. Pune și treaba cu amazonei din astea. Da. Merge treaba, dar n-ai văzut, man. Merge treaba, dar n-ai văzut. Mergem un pic mai jos așa. Cine e cu amazonea? Robert e cu Fento. Zietorul. Ușor, ușor pacilea. Mă uit de pisica aia, vreau să vă arăt pe cameră, dar nu cred că mai prind. Cred că animația e atât de lungă încât ciclul ăla de animație în care ea vine și traversează strada trebuie nimerit așa, știi, la câteva secunde, gen. Dacă tot ciclul e animatic, are un minut, cred că doar două secunde ea aleargă pe acolo. Așa, hai să ne facem. Bă, dar de ce mă stai așa? Trebuia să... am trecut de unde trebuia să ajung. Hai, Roberte, tu. Intră, man. Da, mă, semănător de semănător, frate, n-ai văzut. Semănător de semănări. Trei amazonii, nu-i câte avem până acum? Noi avem decât unul? Da. Păi, ne permitem să mai luăm una. Permitem să mai upgradăm și semănătoarea 2 acum. Avem bani, e ok, e în regulă, e ok, nicio problemă. Bun, hai să punem și noi paiele aici. Poate vor băieții să ducă semănătoarea, dacă nu vom merge noi să ducem să upgradăm semănătoarea aia micuță la un Amazone. No problemos. Îi dăm un X azi. Ia, gata. Oh, stai acolo. Gata. Acum ar trebui să ne ajungă, nu-i problemă. Am exagerat poate puțin, dar să sperăm că funcționește ea. Selectez din nou greutatea. Atunci când ai atașament frontal trebuie să te joci cu selecția, dar n-ai văzut. Cred că o să mai rămână jumate. Da, e bine că folosim data viitoare. Acum trebuie să avem foarte mare grijă că o să-mi cad. A, nici nu știu dacă trec de asta.
Păi dar nu o să treacă baloții. A, unul nu o să treacă. Ia uite-l. M-am chinuit atâta ca să nu treacă unul, ești nebun. No, asta trebuie luat cu viteză. Doi, serios? Ok. Poate așa cu ușa deschisă. Și după aia închid ușa. Ah, hai că nu l-am mai nimerit. Am și-o pe aici, pe undeva, unload here. Unde era, fraților? Pe dreapta, parcă, da? Aici? Merge? Unload here nu merge, cred că trebuie să mă umpă partea cealaltă. Așa, îi luăm challenger mod. Păi? Nu-i place? Nu-i place fendul nostru? Nu prea-i place lui Robby fendul nostru. Acum am unloadat, acum avem unload. Avem bani și de ăla dacă vindem un tractor. L-am citit greșit. Aline de vină. Deci dau vina pe Alin la cazul ăsta. Ne mai trebuie niște straw. El a mizat că lui o să-i placă. Dar avem bani, putem să-l vindem pe ăla. Și putem să-i luăm S-ul înapoi. Ia, acum e de ajuns, de gata. Acum avem unde ajuns de mult straw. Perfectos. Deci am dat kicks cu, cu Robby. Faptul că preferă S-ul. Dar nu-i problemă, man. Nu-i panică. Nu-i panică deloc, cum zice Sky. Hai să chemem frumos S-ul meu. Hai cu fentu la magazin. Hai că avem, ne permitem 159-160.000 de euro. Pe ce mai luăm și pe ăla vreo 300, sper să nu luăm mult sub 300. Noi am dat 314.000 pe el. Sper să ne mai luăm investiția. Hai că într-o jumătate de oră am dat și noi niște paie la vacile astea. Perfectos, hai la magazin să-i facem surpriza pe care o știe deja lui Robby. Dar unde e? Robert cu ce e? Cu Vario. Și Alin tot cu Vario e. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Păi dar nu mergi, nu? Băieți ăștia nu fac acelișa, man. Nu fac nimic ce vreau și eu acelișa. Merge cu fendul la magazin? Da, așa vedem ce face Robby. A, Robby, nu că merge cu fendul la magazin, a luat-o chiar pe scurtătură. și luăm S-class-ul lui din nou. Hai să-l așteptăm acilișa. Deci l-am citit greșit de data asta. Aparent, omul vrea challenger, nu S-class-ul. Ok, Robert oficial ne-a băgat aici în... în mistere. Am dat 1700 să reparăm. Ok. Și chiar și greutatea asta frumoasă. Ce luăm Robby? Hai să vedem ce vrea Robby aici cu descrieri. Frumos. Deci vreau aia. El se uită acum în magazin. Și o să ne spună practic ce vrea. 285.000. Bă, nu e rău. Nu e rău. Noi am dat 314.000. Am pierdut o leacă. Dar nu chiar atât de mult. Ne ajută foarte mult modul ăsta de... Păi ce, mă, nu pot să vând asta? Vreau să vând greutatea. Nu pot să vând? What? Challenger să fie. Ok. Tunat. Stai că poate vrea tunat. Poate culori, chestii, treburile alea. Maybe. Păi ne permite? Păi nu știu, stai așa, avem 442, bă, eu cred că ne costă la mai mult de 442. Challengerul, cât e, mă, challengerul este? Ah, da, 442.000 și ne duce la 390. Da, full option chiar. Deci pentru Robert luăm aici full option, dăm toți banii din lume, tot ce se poate, da, tot. Man, hai că îl iau așa, pur și simplu, și îl modifică după aia dacă vrea. Bă, da, curios, mă, că nu mai poți să mai modifici greutatea asta, oricum o folosim pentru challenger-ul ăsta. Robby, păi mie convine, nu știu, ok, bun, hai să-i luăm pe ăsta. Avem challenger-ul 1000 vario, 290.000 de euro mod și are 380 de cai putere, iar dacă luăm... la 500 de cai putere, acum costă 390.000 de euro. 100.000 de euro în plus. E destul de ok. Culoarea, eu lăsăm așa omul, wheel setup, nu știu, engine. Hai să-i luăm așa, modificăm după aia dacă mai are omul nevoie.
Uite la cea, uite challengerul nou. Mai vrei? Oh, ok. Asta e galbenuțul, vi l-am arătat, în mod showcase, este foarte detaliat ca și mod. Și da, există și în realitate, puteți să-l căutați pe Google, pe Google sau pe YouTube, să-l vedeți în acțiune. Dă să fac și eu o tură, te rog, please, muchachos. Muchachos, nu se scrie așa, muchachos înseamnă prieteni, parcă. E cu spatele. Deja l-a inversat. Avem aici 5 drive inner control B. Bum, am schimbat. Cum v-am spus, interiorul e foarte detaliat și e luminos și chestii și alea. Animații, bineînțeles, cu alea la mâner atunci când mergem în față pentru direcție. Uite, frate, ia uite. Și prinde 60 sau 70, nu mai știu cât prinde. Prinde mult, oricum. E fendul nostru e mai frumos pe interior. Deci, părerea mea. Dar ăsta e mai puternic, ăsta are 500 de cai și e o leacă mai puternic. Să-l stăpânești sănătos. Ăsta este nou tractor al robă. Poate ne le schimbăm și noi în Challenger. Who knows. Aș vrea să băgăm și niște John Deere-uri de alea mari, știi? Aș vrea și așa ceva. Cum am zis și în episoadele trecute, nu vă imaginați că luăm așa un tractor, pac și bun, stăm cu ăla 1000 de ani, n-ai să vezi. Jucăm un episod, 2, 3 cu ăla, pac, l-am schimbat, așa e frumos. La câte moduri sunt în lumea asta din Farming Simulator, ar fi și păcat să nu le încercăm pe toate. Alina acum seamănă pe 8 și avem aici... Ok, episodul ăsta a fost mai mult colectiv, așa băieții au făcut ca de obicei. Majoritatea muncilor. Eu am dat pai. Stai mă că am făcut offline. Băi, am făcut offline că am dat cu plugul. Și am făcut și eu ceva, nu e chiar așa. 73 de M. Viteza? Nice. Da? Și cât scrie în magazin? Cred că magazin scrie cât? 70. 75. 75 prinde, 75. Băi, interesant ăsta, e miștoc. E miștoc challengerul ăsta. 1000 vario. Acum toată lumea o să zică că e copiat. Fraților, ok, copiat. Ăsta e tractorul. Adică sunt și eu de acord cu voi, chiar seamănă foarte mult. Dar ăsta e tractorul, n-ai ce să-i faci. Dar important e că avem un mod foarte bun pentru el. Dar nu știu, fendul ăsta mi se pare pe interior mai frumos, mai detaliat. Și texturat mult mai corect. I don't know. Așa mi se pare mie. Bun, sper că v-a plăcut și episodul ăsta un pic mai ciudățel așa. Am luat și un tractor nou, am mai dat și niște paie, am trenat și cu arată. Practic, acum noi cu terenul suntem terenul arate, terenuri semănate și, e bine, în episodul următor cred că recoltăm, iar cu animalele suntem destul de ok. 52.000 de euro, data viitoare mai facem niște bănuți din silici. Dar până atunci, v-am salutat!